Record la o licitație din New York pentru un rubin gigant de peste 55 de carate. Piatra prețioasă, în valoare de aproape 35 de milioane de dolari, este supranumită Estrela de Fura și este cel mai mare rubin licitat vreodată. Și modelat dintr-o piatră brută de 101 carate, rubinul a fost descoperit într-o mină din Mozambic. Acesta a reprezentat atracția principală a licitației. Rubinul uriaș de 55,22 carate, denumit Estrel de Fura, a fost scos la licitație la New York pentru suma de 34,8 milioane de dolari, fiind considerat cel mai mare rubin scos vreodată la licitație. Rubinul a fost oferit la un preț de pornire de 21 de milioane de dolari și a fost luat de către un cumpărător anonim prin telefon. O purtătoare de cuvânt a casei de licitație a declarat că acesta este un colecționar privat din Orientul Mijlociu, fără a oferi alte detalii. Precedentul record aparținea unui rubin din Myanmar de 25,59 de carate, vândut pentru suma de 30,33 milioane de dolari în 2015 la Geneva. Scoaterea la licitație a acestei bijuterii extrem de rare, care a fost expusă la Hong Kong, Taipei, Singapore, Geneva, Dubai și New York, a fost un eveniment major pentru lumea bijuteriilor. Actualul record în ceea ce privește prețul de vânzare al unui diamant roz a fost atins la Hong Kong în 2017, când o bijuterie de 59,60 carate a fost cumpărată pentru suma de 71,2 milioane de dolari.